Multă lume crede că istoricii ar ascunde adevărata istorie. Asta înseamnă că ar exista pe undeva documentat tot ce s-a întâmplat, dar elitele care de obicei nu se înțeleg la nimic, de data asta au reușit să se pună de acord să țină secrete anumite cunoștințe. Realitatea este banală. Strămoșii noștri nu prea s-au priceput la păstrarea documentelor. Cel puțin 98% din ce au scris valași și moldovenii în Evul Mediu s-a pierdut. Decenii întregi rămân astfel în întuneric. Aceasta este și principala cauză de ce istoricii nu scriu decât despre anumite treburi. Deci nu este o tăcere voluntară, ci una regretabilă. Această istorie pierdută mai are un efect deosebit de negativ. Golurile istoriei noastre sunt de multe ori completate de pseudo-istorici cu povești fictive, dar spectaculoase. Ca să vă feriți de manipulări, întrebați mereu dacă ce vi se spune este bazat pe sursele vremii și pe care anume. De ce mint istoricii? Vedeți în descriere.